Roberto, am văzut că a mers la Mihai să îi ducă să guste din ce făcea el acolo pe grătar, cred că dintr-un mic i-a dat să guste în jacuzzi. Apoi vrea și hatice, bineînțeles, că i s-a făcut și ei poftă și nu vroia inițial să guste din mâna lui Roberto. Și Roberto i-a zis, haide măi, mușcă, că nu e nicio problemă, doar nu o să pui mâna cu apa aia murdară pe mâncare. A gustat și Hatice, i-a convins gustul grătarului să iasă din jacuzzi, au ieșit și Hatice și Mihai, urma să intre Anemona, aștepta de ceva timp și ea. Roberto se uita cum intră Anemona în jacuzzi și spunea, stați că trebuie să fiu atent cum intră Anemona. Și glumea cu ea, îi spunea că toate camerele sunt pe ea acum că intră ea în jacuzzi. Am văzut că a fost foarte amabil, a mers și a servit-o și cu un pahar de suc. Din câte am văzut, se fac și cartofi prăjiți din aceea cipsuri pentru masă, pentru grătar. S-a făcut și o salată. Doamna Ana făcea la bucătărie împreună cu Cătălina și Anemona înainte să intre în jacuzzi. Vedem ce urmează în continuare.